Perturbările la noi sau la vecini au devenit o constantă și până să-ți dai seama dacă ai rezolvat o problemă care era deja la tine în responsabilitate, alta i-a luat locul. Este o criză permanentă, este un război continuu cu viața, cu tot ceea ce tu ai nevoie. Sunt așteptări pe care nu ți le poți împlini nici măcar într-o viață de om. Este un moment în care poate ar trebui să avem grijă de antreprenori, poate că ar trebui să avem grijă de coloana vertebrală a economiei într-o țară în care adesea aceștia au fost mai degrabă văduviți. Am invitat în seara aceasta pe Cristina Chiriac, doctor în economie, dar și președinte al CONAF, Confederația Antreprenorilor Femei. Este o confederație care poate a găsit soluțiile cele mai potrivite sau poate eficiente și am vrea să știm cum au făcut, de ce funcționează și dacă pot fi exportate în lumea bărbaților, care este o lume a războiului în general. Cristina Chiriac, bine ai venit la Alev News! Bună seara și mulțumesc pentru invitație și pentru provocare totodată. La mulți ani, în primul rând, este o zi specială pentru tine și pentru noi, ne bucurăm de această aniversare. Ce se întâmplă cu economia României? Se anunță o iarnă foarte grea, suntem într-o discuție despre criza din energie, dar nu numai în energie se anunță o criză, ci și în alte domenii. Cum vezi de la firul ierbii toate aceste fenomene? Ești, de fapt, în mijlocul unei comunități de antreprenori, chiar dacă sunt femei, sunt până la urmă antreprenori. Cum simțiți voi încotro să îndreaptă lucrurile și dacă vom ieși din înghețul acestei ierni? Să știi că dubla mea calitate, atât de antreprenor cât și de doctor în economie, mă ajută enorm. Pentru că am un fel de privire, dacă vrei să-i spunem așa, bipolară, în sensul că văd problemele de la firul ierbii, dar le văd prin ochiul unui macroeconomist, astfel încât orice fel de problemă ar apărea, trebuie imediat să-i găsim soluția. În consecință, nu mă speria absolut nimic și nu m-a speriat nici în pandemie, atunci când știrile anunțau că peste 1.100.000 de oameni au intrat în șomaj tehnic, nu m-au speriat nici în război, atunci când am văzut cu toții o mobilizare masivă de forțe a tuturor antreprenorilor din România care au depus un efort fantastic să-i ajute pe cei care își pierduseră casa și bunăstarea și siguranța, nu doar cea financiară, dar și cea personală. A zilei de mâine. Exact. Așadar, cred că pandemia și conflictul de la granița de nord-est a României m-a învățat un lucru. Să lucrez cu scenarii. Și lucrul acesta îl facem și noi. Confederația pentru Antreprenoriat Feminin are ca membri antreprenori, atât femei cât și bărbați, companii. Cu toții realizând că există un deziderat european, și anume acela de a stimula antreprenoriatul în general și de a susține și de a promova în particular antreprenoriatul feminin. Pornind de la un deziderat extrem de simplu, și anume, în loc să avem femei care să îngroașe rândurile șomerilor, să le dăm educație antreprenorială și educație financiară, astfel încât să-și conducă propriul destin și, de ce nu, să devină antreprenor de succes. Pentru că, așa cum spuneai tu, coloana vertebrală al oricărei economii, nu doar al economiei românești, o reprezintă antreprenori. 2 ani și jumătate de perturbări masive din punct de vedere geopolitic, economic, la nivel mondial, n-au afectat doar România. E imatur să spunem doar România se confruntă cu problemele acestea, că fie că vorbim de inflație, de dobânzi majorate, de lipsă de predictibilitate, de prețul barilului și așa mai departe, cu toții ne confruntăm cu aceste probleme. Important este să găsim soluțiile potrivite. România a intrat pregătită în această furtună de crize, eram noi suficient de stăpâni pe picioarele noastre economice, politice, sociale, încât să spunem, vom trece
cu ușurință peste orice încercări. Nu ne putem compara, cred, nici cu Franța, nici cu Germania, dar totuși eram noi bine poziționați pentru a face față acestei înlănțuiri de crize, de probleme. Am să-ți răspund cu o întrebare. Când vreodată a fost România pregătită pentru ceva? România are un deficit bugetar mare, ca să nu spun uriaș, de ani de zile, o balanță comercială negativă de vreo 15 ani și o populație îmbătrânită. Sunt principalii indicatori care nu ne vor ajuta cel puțin pe o plajă de timp destul de mare să ne revenim. Indiferent ce clasă politică ne reprezintă sau câte guverne se vor schimba, dacă nu înțelegem problemele sistemice ale României, nu o să putem să găsim soluții decât punctuale. Cine vine să-mi spună mie astăzi că are un plan măreț de a salva România în 2 ani sau în 3 ani de zile, mă uit la el cu milă și îi spun că n-are nicio șansă. Că dacă întrebăm mai la est, pe la Moscova, e un plan de genul ăsta, ne-ar salva o integrare cu estul. 24% din români cred că ar trebui să ieșim din NATO, să ieșim din Uniunea Europeană, să facem parte din lumea rusă, din această civilizație pe care o vedem în acțiune în Ucraina. E un procent destul de mare, a crescut de 4 ori. Și 76% ce spun? O parte din ceilalți sunt nehotărâți, o parte destul de mare, sunt vreo 35% care încă nu știu în ce parte ar trebui să ne ducem. Dar procentul acestor români care cred că aparținem de fapt de o lume estică a crescut de 4 ori într-un an de zile. Erau 6% anul trecut. Soluții s-ar putea să vină, chiar dacă sunt iraționale, dar vin de undeva, cineva ne poate convinge că era mai bine înainte. Era mai bine pentru mine niciodată n-a fost mai bine înainte. Există doar un viitor pe care îl putem construi împreună și cred că România are suficient de mulți oameni bine pregătiți și foarte bine pregătiți, astfel încât să știe să-i dea o direcție acestei țări. Din punctul meu de vedere, multe lucruri în acești 32 de ani n-au fost făcute tocmai corect. Se putea mai bine. Dar ce sens are să privești cu regret și să te gândești că ai fi putut să faci mai bine când poți să acționezi pentru un viitor mai bun? Eu am să-ți dau un exemplu simplu. Pentru că în ultimele 3 zile am studiat extrem de atent fenomenul paritate leu-dolar, dolar-euro, am studiat mișcările la nivel european și la nivel mondial să văd ce se întâmplă, ca să înțeleg dacă direcția, de exemplu, băncii centrale din România, băncii naționale, este una corectă, politica monetară ne ajută sau nu. Și am să spun un lucru foarte clar. Dacă la început și foarte mulți specialiști din România, și atenție, eu nu consider că eu sunt un specialist pe domeniul economic, da? Foarte mulți specialiști au avansat ideea că devalorizarea leului în raport cu dolarul ne va dezavantaja. Toate analizele economice, macroeconomice, indică faptul că nu ne vor dezavantaja sub nicio formă. De ce? Pentru că România are un grad extrem de mic de încărcare în ceea ce privește împrumuturile în moneda americană versus moneda europeană, pentru că raportul de dependență față de dolar este unul extrem de scăzut și mai mult decât atât, pierderile pe care noi le-am suferit în ultimii 2 ani și jumătate, 3 ani în ceea ce privește retragerea unor investitori este extrem de mică. Sunt extrem de mici, un procent foarte mic, astfel încât nu ne dezechilibrează. Pentru prima dată după mult timp pot să-ți spun că este cea mai bună măsură pe care am văzut-o, măsură de protecție a Băncii Naționale a României de a contracara inflația și prețurile supraponderale în ceea ce privește energia și prețul barilului. Da, există mici influențe în ceea ce privește prețul barilului
per brand, dar, repet, nu ne afectează. Astăzi România stă mai bine decât Ungaria, în ceea ce știm foarte bine moneda națională, România stă mai bine versus Polonia și așa mai departe și știm foarte bine asta că în toate pe mine deci nu. Noi stăm foarte bine în cifre, în statistici. Totuși lumea se plânge în permanență că ceva e în neregulă. E natura omului să se plângă, vor exista perturbări. Este anormal să spui că nu vei fi afectat. Atunci când vine cu tremurul, e clar că vor fi victime colaterale, dar foarte puține. Da. Important este să conservi ceea ce ai de conservat și să știi de acum cum să faci să te aperi. Din punct de vedere al politicii monetare, România astăzi stă bine. Că nu vrem să vedem sau că nu ne plac cifrele, e cu totul unii, altceva. Exact. Vedem. Dar din punctul acesta de vedere stăm bine. Din alte puncte de vedere merită să facem scenarii. Scenarii care nu depind neapărat de politica monetară a României, de exemplu. Dar discutăm și despre lucrurile acestea. Ai scris și ai lucrat în domeniul privatizării, ai scris foarte mult despre marea privatizare și ce ar putea să urmeze după. Este România astăzi mai bine pentru că a privatizat tot ce a putut sau tot ceea ce i s-a părut util să privatizeze? Mai este ceva de privatizat în continuare? Sunt aceste dezbateri despre poate revenirea statului sau controlul statului asupra economiei românești. Cât mai este economie națională din economia României? Ești provocator și îți mulțumesc. Tema, din punctul meu de vedere, este extrem de importantă și încă neelucidată. Eu am scris singura radiografie a celor 20 de ani de privatizări din România. Pe scurt, 7726 de companii pe care le-am analizat din punct de vedere social, economic și juridic, o analiză tridimensională. Este singura carte din România pe acest segment. Probabil că te pregătești să faci volumul următor. Nu, am încheiat capitolul. Probabil că în curând va fi material didactic care se va preda la Academia de Studii Economice, dar o să vedem lucrurile acestea. Facem o foarte scurtă pauză, ne întoarcem la acest subiect, rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit în platoul Alef News cu Cristina Chiriac, președinte CONAF. Discutăm despre privatizarea României și șansa noastră de a rezista în fața unor perturbări care trec dincolo de economie până în societate, în viețile noastre. Dar n-ar fi fost România privatizată atât cât a fost? Poate că e o întrebare cu multiple răspunsuri, dar ajută privatizarea la reziliența României? Într-un fel a ajutat, în alt fel nu. Pentru că s-a pornit greșit. Prima mișcare pe care statul român a făcut-o imediat după Revoluție a fost să cedeze cetățenilor României pentru aportul adus țării 30% din capitalul social al companiilor pe care statul le avea. 30% fără niciun fel de return în favoarea statului. Bineînțeles că populația nu știu ce să facă cu acele acțiuni, cei care erau mai luminați au strâns și s-au întâmplat tot felul de lucruri. Vorbim de acel program de privatizare în masă care, din punctul meu de vedere, a fost un eșec total. După aceea au mai urmat și alte eșecuri din diverse motive, dar cu preponderență datorită faptului că politicul a intervenit în permanență în tot ceea ce înseamnă strategie de privatizare și au mai existat încă câteva condiționalități care a condus la eșuarea procesului de privatizare. Dacă luăm în considerare că peste 70% dintre companiile privatizate în România au fost șterse de pe harta economică a României și că
prin procesul de privatizare, România a pierdut peste 1.100.000 de locuri de muncă. Oameni care au rămas fără locuri de muncă, care au plecat, au îngroșat rândurile șomajului, vă aduceți aminte de celebrele perioade 2005-2006, urmând ulterior, ca odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, să migreze. Ne-am bucurat că a scăzut rata șomajului. Doamne, ce minunat este că sunt am județe unde nu mai avem rata șomajului. Și iată, costul pe care îl plătim la 15 ani distanță este fantastic, că mărim plajele de lucrători calificați sau necalificați aduși din Indonezia, din Vietnam, Filipine și așa mai departe, pentru a suplini necesarul de locuri de muncă în construcții, de exemplu. Dar nu numai, turism și așa mai departe. Procesul de privatizare, din punctul meu de vedere, în România încă nu este încheiat. El ar fi trebuit să se încheie în 2009, exista inclusiv o directivă cu acest subiect dată de către Uniunea Europeană, ca instituția care guvernează și gestionează activele statului să fie închisă. Din păcate, decizia politicului a fost una de a continua. Sunt și câteva motivații, dar care și-ar fi găsit soluția și în cartea mea explic foarte clar cum anume procesul de privatizare ar fi putut fi încheiat. Să nu uităm de celebrele tunuri date de către Bancorex și Banca Albina, Banca Dacia și 11.000 de alte, Sovinvest și așa mai departe. Subiecte extrem de controversate și continuând, bineînțeles, cu ștergerea datoriilor de la bugetul asigurărilor sociale și de sănătate ale marilor companii energofage, așa cum le numeau specialiștii de la acea vreme. Nu mai vorbim de companiile din zona de minerit, care astăzi, iată cât de bine, cât de necesare ar fi fost bine în zona partea, aceasta. Exact, la partea de energie, unde este o problemă de aprovizionare cu surse de energie, de gestionarea celor pe care le mai avem. Da. Este o presiune foarte mare pentru privatizarea unor companii care încă sunt în controlul statului, da, în companii mari, în energie electrică, în transportul de gaz și de petrol. Da. Este oportun să se facă treaba asta? Te întreb pentru că la extrema cealaltă, Germania se gândește să naționalizeze, a făcut-o deja cu una din companiile sale, Uniper se numește, un distribuitor de energie electrică. Totul e ciclic, inclusiv economia și istoria este ciclică. În momentul în care m-am apucat să studiez procesul de privatizare din alte țări, am început, bineînțeles, nu doar cu Germania, dar și cu Marea Britanie. În anii 70, când noi încă eram în perioada de comunism, Marea Britanie vorbea de privatizare și de preluarea unor companii din nou în portofoliul statului, pentru că erau companii strategice. Dar poate fi o întoarcere către normalitate dacă statul hotărăște că anumite companii, 15, 20, 30, sunt companii cu interes strategic național. Cum ar fi, de exemplu, Romar, unde nu m-aș aștepta niciodată ca statul să vândă acțiunile. Dar nu numai. Putem să gândim variantă pentru Compania Națională Apele Minerale, nu? Sau Compania Națională a Sării, care reprezintă, într-adevăr, un filon extrem de important atunci când vorbim de resurse. Trebuie să înțelegem că bătaia aceasta economică de a privatiza, de a vinde și nu știu ce, are un substrat extrem de simplu. Sunt investitor și voi investi într-o companie care știu că mi-aduce un randament extrem de mare. Unde atunci trebuie să-mi îndrept privirea? Este logic către companiile care au resurse naturale mari. De aceea zona aceasta energetică este extrem de importantă și dacă analizați primele
memorandumuri care au fost cu strategi germani și plătite cu bani grei din bugetul de stat pentru a hotărâ ce companii se privatizează cu prioritate, o să vedeți că vorbim doar de companii cu resurse energetice, resurse de naturale, de gaze, apă, da, și așa mai departe. Zăcăminte certe erau, exact. Lucruri foarte palpabile. Va fi și o mică privatizare după ce a fost marea privatizare? Se poate gândi în termenii aceștia de a merge capilar, de a merge până în, nu știu, fabrică, da, de sticlărie sau ce intră la mica? Nu mai avem, nu, totul era... Bem vinul din sticlele făcute de alții. Da, eu am pus acest titlu, Marea Privatizare, generic, pentru că am gândit, într-adevăr, volumic la nivelul câte companii au fost privatizate și după aceea, când am analizat sumele pe care statul român le-a încasat din procesul de privatizare, mi s-a făcut așa bile de găină și a zis, Doamne, cum să-i spun mica privatizare, că n-a fost mare deloc. E, în ghilimele, marea privatizare. Statul mai are încă ce să privatizeze, doar că nu înțeleg de ce încetinește procesul sau poate nu mai sunt specialiști care să înainteze propunerile, da, guvernului. Tot timpul a fost, cred, discuția asta. Dacă... Cred cu tărie că, de exemplu, hidroelectrica ar putea fi listată și ar aduce un volum de activitate mult mai mare pe Bursa de Valori din București dacă ar hotărâ măcar parțial, fie pe exemplul electricii, compania de electricitate națională, nu, Electrica S.A., care suferă, dar una peste alta, dacă te uiți acum la volumul care se face din tranzacționare pe bursa, pe BVB, o să vezi că eminamente vorbim de companiile din zona de energie, fie că vorbim de petrol, gaze sau energie. Deci acestea sunt marjele care fac volum. În consecință, tot acolo trebuie să ne uităm. Pe de altă parte, mai există o serie extrem de mare de companii unde statul are acțiuni și pe care nu le valorifică. Am să vă dau un simplu exemplu. Există companii care sau departamente de privatizare în fiecare minister din România. Mergeți la Ministerul Transporturilor să vedeți companii la care statul este acționar majoritar. Mergeți la Ministerul de Finanțe, mergeți la Ministerul de Antreprenoriat și Turism, la Ministerul Economiei, la Ministerul Energiei. Doamne, nici nu mai știu câte ministere sunt. În consecință, ceea ce propuneam eu la un moment dat era așa, să strângeți toate aceste companii care nu sunt de interes strategic într-un singur loc. Și fie aveți un departament de oameni care asta au făcut în viața lor, sunt integri, onești și sunt buni în ceea ce fac, au capacitatea profesională de a rezolva aceste probleme și valorificați aceste active, aducând bani la bugetul de stat, bani cu care să acoperiți deficitul bugetar, care, din păcate, în ultimii 2 ani de zile crește așa precum sarcina unei femei. În 9 luni de zile o să crească și mai mult. Se spune că statul este un prost administrator. Poate că nu numai în economie sunt exemple și în relația cu cetățenii, cu serviciile pe care le oferă populației. Cum facem să transferăm de la nivelul IMM-urilor, de la antreprenori, bune practici sau altceva, știință sau bun simț, către zona aceasta guvernamentală, pentru ca o parte, dacă nu chiar toate companiile controlate de stat, să fie profitabile? Păi ar trebui să-ți răspund cu o altă întrebare. Cum facem să eliminăm frica clasei politice de a modifica statutul de funcționar public în România? Pentru că eu de 30 de ani n-am văzut nicio clasă politică suficient de puternică care să se ia la trântă cu funcționarul public și să-i pună criterii de performanță, mai mult, să-l mute printr-o ciclicitate aleatorie, dacă vrei, dintr-un departament în altul, în cadrul aceleiași instituții. Pentru că un fel de mamut pe care îl veți întâlni în toate instituțiile publice, nu doar într-o anumită instituție, este acel funcționar care muncește de 20 sau de 30 de ani în acea instituție, în același loc pe care nu
a avut nimeni grijă sau n-a putut să-l trimită la cursuri, să-i schimbe optica sau să îi îmbunătățească viziunea de abordare în lucru cu colegii sau cu cetățenii. Nu vreau să generalizez, pentru că am văzut și cazuri excepționale, dar acum nu vorbim de cazurile excepționale. Vorbim de generalități, de cum arată administrația publică. Și pentru că n-am un răspuns la ceea ce m-a întrebat Bogdan, îți spun doar atât că poate o soluție ar fi digitalizarea instituțiilor publice. O transformare pe care o așteptăm de foarte mult timp. Le mai dăm un răgaz în această pauză. Poate își găsesc și tableta. Rămâneți cu noi, revenim cât se poate de repede. Am revenit cu Cristina Chiriac, președinte CONAF. Avem pe termen scurt, pe termen mediu, probleme care ne așteaptă, sunt imediat la colți. Care sunt cele mai urgente, cele mai importante? Ce ne poate lovi la poate bunăstare sau puterea noastră de cumpărare? Dacă vorbim din punctul de vedere a antreprenorilor, creșterile acestea de prețuri la energie și la gaze, chiar dacă acum avem o plafonare pe zona de energie, au condus la o anumită instabilitate și pe alocuri chiar destabilitate economică în rândul antreprenorilor. Și am să vă exemplific cu simplitate că, de exemplu, toți antreprenorii care aveau contracte prin care exportau diverse produse au fost afectați pentru că contractele erau în derulare, costurile lor au crescut cu 20-30 pe alocuri, sunt companii din anumite zone consumatoare mari de energie electrică care mi-au spus că le-au crescut costurile și cu 50%. În consecință, nu doar că nu mai vorbim de profitabilitate, ci vorbim și de marjă de risc de extrem de mare. Deci avem pe de o parte provocările create de către aceste creșteri de prețuri. Pe de altă parte, la nivelul întregii populații, și lucrul acesta l-am spus încă de la început, de când a debutat 2022, aspectul inflaționist este de departe, din punctul meu de vedere, cel mai grav. Pentru că afectează pe nivel, la nivel de piramidă, de sus până jos, toți cetățenii, nu doar ai României, la nivel mondial. În consecință, vedem cu toții că nivelul de trai s-a scumpit, coșul zilnic este mult mai ridicat, cerințele sunt extrem de mari, iar temerile și siguranța locului de muncă a devenit o prioritate. Ar fi trebuit ca piețele să se regleze singure, mâna aia nevăzută a lui Adam Smith nu intervine. Cine îi ține în frâu pe toți oamenii ăștia care cresc prețurile fără un plafon? E o buclă, e o ciclicitate de care vorbim. Tu ca antreprenor, și nu doar ca antreprenor, ești obligat să crești costurile, pentru că costurile produsului finit, da? Sau a serviciilor, pentru că ai niște costuri mai ridicate de producție. Pe de altă parte, ești angajat, salariul tău nu a crescut, nu se acoperă inflația, pentru că același antreprenor sau alt antreprenor nu are o profitabilitate mai mare. În consecință, cu toții plătim acest preț al războiului. Pentru că, de fapt, tot ceea ce ni se întâmplă, indiferent că vorbim de inflație sau de costurile ridicate la energie sau la gaze, sunt rezultate directe ale conflictului cu care trăim de mai bine de șapte luni. Povara fiscală ar putea să fie ușurată în vreun fel? Plătim foarte multe taxe, avem un salariu impozitat poate mai mult decât în alte state din Europa. E ceva de mișcat în zona asta? Cel mai simplu lucru pe care eu l-am învățat când am intrat în facultate a fost așa. Dacă vrei să ridici nivelul evazionist într-o țară, strânge taxele, ridică-le, fă-le până la cer, ucide-i pe cei pe care sunt donatori de taxe și în consecință vei vedea
că lucrurile se vor schimba brusc. În schimb, dacă vrei o politică relaxată și vrei bunăstare, relaxează sistemul fiscal. Ce se întâmplă în România este așa, un fel de, nu știu că atunci când erai mic jucai elasticul. A, chiar nu, da, mă uitam la fetele care jucau, da, elastic. Da, jucai, nu ai văzut, e un joc. Da. Vine X la guvernare, relaxează, peste 6 luni, un an de zile, rămânem, nu mai este X la guvernare, vine Y în consecință, joci într-un picior și așa mai departe. Scopul tău este să termini jocul neobosit și dacă se poate să mai și rămâi în picioare. O mișcare extrem de greșită pe care am semnalat-o public și cu care am avut discuții la nivel guvernamental a fost, de exemplu, modificarea contractelor part-time. Ați văzut, deși am atras atenția că se va întâmpla lucrul acesta și am solicitat revenirea, încă lucrurile n-au intrat în normalitate. Ministrului de Finanțe și Guvernului României. Pentru că ei sunt cei care inițiază schimbările. Încă așteptăm să se revină la normalitate. Din punctul acesta de vedere, efectul a fost exact a ceea ce vă spuneam. Marea majoritate a antreprenorilor care aveau angajați cu contract de muncă part-time au ales să le închidă acele contracte, să comaseze sau să angajeze o singură persoană în loc de 5, 7, 10 care aveau contract part-time și au încărcat schema de responsabilități. Nu de ore, ci doar de responsabilități. Mai sunt și alte mișcări și am tot spus mereu că România este în top 10 în ceea ce privește taxarea pe forță de muncă. Este extrem de greu pentru tine ca antreprenor să faci față atâtor schimbări legislative din punct de vedere fiscal, dar mai mult decât atât să le și plătești la timp, să stai cu securea deasupra capului în permanență. Cu siguranță mulți ar spune că, doamna Chiriac, avem un sistem extrem de relaxat în ceea ce privește zona de micro-întreprinderi. Da, aș putea să spun că da, dar acum depinde ceea ce ne dorim. O să fac o comparație și am să vă aduc aminte, fără să dau nume, că anumiți președinți americani, când plecau în vizită de lucru în alte țări, luau alături de ei oameni de afaceri, 20-50 de oameni de afaceri care puteau să fie puși în contact cu alți oameni de afaceri din România, de exemplu, pentru a stimula schimbul de relații economice și a le întări. Cu alte cuvinte, înțelegeau că puterea economică este cea care dictează stabilitatea și dezvoltarea economică a unei țări. Eu, să mă iertați, poate n-am văzut știrile care trebuiau să le văd, dar în ultimii 10-15 ani nu mi-aduc aminte să fi văzut un respect datorat acestor eroi. Eu îi numesc eroi pe toți antreprenorii care au reușit să supraviețuiască pandemiei, pentru că aș vrea să vă imaginați cum este să vă chinuiți să respirați timp de 9 luni de zile cu picătura. Pentru că am podul plin de promisiuni. Măsura 1, măsura 2, măsura 3, 5, 10, 20, 25. Și în final toate acele familii, în final toate acele familii care depind de salariu, care au copii pe care trebuie să-i trimită la școală, trebuie să-i îmbrace și când ajung seara acasă, dar nu numai seara, trebuie să existe o bucată de pâine pe masă. România e pestriță. Pătura oamenilor care au venit extrem de mic, nu mic, este foarte mare. Guvernul nu vede asta. Unde apar aceste cifre? Ne uităm un pic în radiografia IMM-urilor, întreprinderile micro, mici, mijlocii, să vedem ce a rămas din acest substrat al economiei naționale sau cum mai arată coloana vertebrală a economiei românești. Era în 2020 cel puțin 50% din cifra de afaceri din economia României
era realizată de IMM-uri. Aproximativ 2,6 milioane de oameni erau angajați în urmă cu 2 ani de zile, cu o marjă de profit de 9% peste față de 4% cât aveau marile companii. IMM-urile păreau să fie bine în 2020. Astăzi, după pandemie, după crize alimentare, criza energiei și cu războiul care se prelungește, ce șanse au aceste IMM-uri? Cum arată ele astăzi? Să știți că nu stăm rău. Să știți că nu stăm rău. Și o să-mi spun de ce. Politica Uniunii Europene a fost una tare deșteaptă. Pentru că au mers spre principiul mulți, dar buni. N-am înțeles-o nici eu corect la momentul 2007, pentru că tot promovau sistemul acesta de întreprinderi mici și mijlocii și nu înțelegeam de ce. La nivelul întregii Uniunii Europene, deci la nivel de 27 de țări membre UE, 98% din totalul companiilor înregistrate fac parte din această categorie. N-ai fi zis, dar acestea sunt datele. Ulterior, când a fost experimentul Nokia, sigur vă aduceți aminte de jucul, pentru că a fost celebru în România, am înțeles că da, e mai bine să ai 90% micro-întreprinderi versus 100 de companii puternice care mâine, dacă se supără că ai făcut o mișcare greșită, au plecat și la revedere, s-a terminat. Îți afectează atât pe orizontală cât și pe verticală. Mai mult decât atât, aceste micro-întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii au o ciclicitate de supraviețuire. Cu alte cuvinte, astăzi se înființează 3 companii, dintre care probabil că în decurs de 3 ani de zile doar una va mai rămâne, dar între timp ciclicitatea aceasta de înființare ajută sistemul să se revigoreze. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că eu simt nevoia unei amprente antreprenoriale mai puternice în România. Într-un fel contribuie 745.000 de companii erau cele care depuseseră situațiile financiare anuale, dar înregistrate sunt 1.000.000 și ceva, deci vreo 300.000 și ceva de companii sunt inactive. Dar hai să spunem grosso modo, 1.000.000, că avem 1.000.000 de companii. Într-un fel contribuie 1.000.000 de companii la bugetul de stat și în alt fel contribuie 2 milioane. Dar pentru asta ai nevoie de revigorarea populației, să stimulezi natalitatea, ai nevoie de un sistem educațional bun, de un sistem de sănătate bun și toate sunt așa, repet, într-o ciclicitate interdependentă. Asta trebuie să fie pe loc, acum, ca să avem rezultate, dar noi ne educăm de 7 ani de zile sau de cât timp durează? De 32 de ani ne tot educăm. Ne reeducăm după socialism multilateral dezvoltat. Mai facem o foarte scurtă pauză și ne întoarcem. Stați frumos. Am revenit cu Cristina Chiriac, doctor în economie, dar și președinte al CONAF. Discutăm despre IMM-urile din România, șansa noastră pe termen scurt de a supraviețui unor probleme sistemice, dar și unor conjuncturi pe care războiul ni le va ține aici ceva mai mult. Dacă ar fi să ne gândim la prelungirea acestor crize, a prețurilor din energie, criza unor importuri de materii, de tehnologie de care avem nevoie pentru toată economia noastră, ce am mai putea să facem? Ne întoarcem la agricultură, rămânem cu IT-ul în brațe, nu mai facem nici țesături. Altădată făceam și încălțări. România era cunoscută pentru a fi un furnizor de îmbrăcăminte, încălțăminte. Păi am să-ți spun așa, Bogdan, că nu mai există nicio fabrică de bumbac în România, mătase. Deci industria textilă primară, pentru specialiști, înseamnă că este industria care produce, a fost aproape rasă de pe harta economică. Avem industrie textilă secundară,
acea pe care toată lumea o blamează că este furnizoare de produse finite pentru marile case de modă din vestul Europei. Și nu numai, și pe care eu nu o consider așa, o consider chiar o eroină, pentru că vreau să vă spun în felul următor. Peste 90% din personalul angajat în industria textilă secundară face parte din categoria femeilor trecute de peste 45 de ani, cu 2, 3, 4 sau 5 copii acasă, unele dintre ele familii monoparentale. Așadar, domnilor, doamnelor, dacă aveți de gând vreodată să luați vreo decizie nefavorabilă, să vă asumați și costurile sociale. N-aș vrea să aduc aici în prim plan exodul femeilor care au plecat în căutarea unui loc de muncă în Italia, în Spania și așa mai departe, Marea Britanie, în Germania, lăsând acasă copii în îngrijirea bunicilor, copii care astăzi, marea majoritatea lor, au abandonat școala, iar în pandemie, unul dintre efectele devastatoare n-a fost cel economic, ce a fost cel social. Sute de mii de copii care au abandonat școala, fie datorită faptului că n-au avut instrumentele necesare, fie că profesorii n-au fost pregătiți să înțeleagă cum pot preda în online, fie pentru că părinții și-au pierdut locurile de muncă și au trebuit să-și caute o sursă financiară pentru a trăi. În consecință, România are niște probleme sistemice care nu sunt de nerezolvat, dar ne trebuie claritate. Noi vrem să le facem pe toate. Noi vrem să fim buni și pe zona de IT, și pe zona de construcții, și pe sănătate. Și nu se poate. Cum ar fi dacă am avea două sau trei domenii, segmente economice, să le spunem, în care am excela? Și da, agricultura poate salva România. Dar pentru asta e nevoie de mai mult. Trebuie să ne luăm pământurile înapoi. Au fost vândute altor investitori, nu numai din Uniunea Europeană, și din Golf. Luăm pământurile înapoi. Și cine le muncește? Uite, ce se întâmplă? Poate aducem din Sri Lanka, de unde? Din alți agricultori. Decebal nu ne-a lăsat instrucțiuni, nici Burebista nu ne-a spus eu cred ce că să facem. Ne-am născut cu manualul de instrucțiuni și că l-avem la noi. E un cod genetic. Trebuie doar să ne dorim și să ne iubim acest pământ. Mergem prin diferite țări și ne uităm și vrem, domne, ce clima, ăștia, uite, cresc palmieri, uite și pământul ăsta calcaros, uite, dar la noi în curte roșia, pătlăgica aia, nu știu ce. Nu trebuie să mai gândim la nivel micro. Trebuie să învățăm să gândim la nivel macro și să ne stabilim o prioritate. Din punctul meu de vedere, încă nu este prea târziu. Și cred că dacă ar fi să gândim așa un fel de scenariu pentru 2023-2024, noi încă n-am trăit tăvălugul, să știți. Nu ne-a tăvălit nimeni încă. A venit pandemia, da, am învățat să supraviețuim cu ea, ne-am descurcat, am ieșit învingător în mare parte. Războiul, da, se desfășoară la granița noastră, nu e al nostru, deci am învățat să ieșim din casă, să supraviețuim și așa mai departe. Tăvălugul când o să vină o să fie eminamente unul economic. Și pentru asta avem nevoie de scenarii. Iar unul din scenariile de bază, despre care nu se vorbește, dar eu știu că se lucrează în subteran, este scenariul siguranței alimentare. Două priorități trebuie să avem, atât, două. Siguranță energetică și siguranță alimentară. Restul se construiesc la nivel de piramidă către bază. Este practic această învățătură una din temele pe care le predai la toate întâlnirile pe care le ai cu aspiranții la statutul de antreprenor? Ești pasionată de această educație antreprenorială. Este și o săptămână în care celebrăm educația la nivel internațional. Cum faci să transferi tot ceea ce ai, cunoștințe și bune practici, către generațiile
care n-au trecut prin socialism, prin comunism și care poate, cred că toate lucrurile de astăzi sunt de-a gata. Sunt un singur om. Și indiferent cât de multe bucățele aș vrea să rup din mine, să le dau tuturor, nu pot să fac lucrul acesta. În consecință, îmi știu limitările și știu cât pot să fac. Pot să fac, dacă pot să fac mai mult, voi face. De-a lungul vieții am învățat un singur lucru, că nu trebuie să fim cu toții antreprenori sau angajați. De noi depinde ceea ce vrem să facem în viață. Și principala calitate pe care eu o caut într-un om, când stau de vorbă cu el, este întâi să descoper dacă știe sau dacă își dorește cu ardoare să facă ceva în această viață. După aceea începem să descoperim alte etape și să povestim și să spunem. Suntem extrem de implicați, cam și Confederație Patronală. Eu spun mereu că este cea mai vie organizație, Confederație Patronală din România. Și când spun lucrul acesta, mi-asum, pentru că suntem peste tot, pentru că departe de mine gândul de a spune că avem soluții pentru toate, dar ne-am fixat niște obiective pentru care muncim și facem voluntariat. Fie că vorbim de deficit de forță de muncă, de abandon școlar sau de educație antreprenorială. Am reușit un lucru fantastic în 2019 prin dezbaterile pe care le-am făcut, să fie recunoscută public la nivel de minister, la Ministerul Educației, necesitatea de a introduce orele de educație antreprenorială în școli. Opțional sau da, nu. La ce clase? Începând de la clasa a 5-a, pentru că la liceu ele se predau deja săptămânal și bineînțeles că în funcție de tematica subiectului, da, de profilul liceului, pot fi inclusiv mai multe ore de antreprenoriat și așa mai departe. Dar ideea este că aceste ore de antreprenoriat, pe lângă faptul că îți descoperă lumea aceasta a afacerilor, au ca scop să te ajute să-ți descoperi vocația, ce vrei tu să faci în viață, nu ce vrea mama, nu ce vrea tata, nu ce vrea domnul profesor. La ce ai profesor. Putea să fii bun, să excelezi în ceva. Da. Și am ajuns destul de departe, dezbatem public cu liceeni și nu doar cu liceeni. Acum Nicoleta Munteanu, de exemplu, predă educație antreprenorială încă din clasa a întâia, la o școală privată, e adevărat, dar o face cu mare succes și cred cu tărie că viitorul României se schimbă prin educație. Prin noi înșine, până să vină guvernul sau flota stelară să ne salveze, salvăm noi. În vecini, ai fost de curând în Republica Moldova, au aceleași suferințe, nu numai pentru faptul că sunt conaționali cu noi în bună măsură. Au alte suferințe, dar pe alocuri ne întâlnim, ne intersectăm, ceea ce pe mine mă bucură că am putut să facem schimb de experiență și să gândim o strategie împreună. Ne-am văzut luna trecută cu primul ministru al Republicii Moldova, care ne-a primit așa un pic pe grabă, interpestiv, pentru că noi am solicitat destul de tardiv întrevederea și am descoperit împreună că avem puncte de interes comun, cum ar fi reprezentarea femeilor atât în economie cât și în ceea ce privește clasa politică, iar aici este 1-0 pentru Republica Moldova. Am lăsat capul jos și am zis să trăiți, vă mulțumesc pentru exemplu, pentru că în Republica Moldova, de exemplu, există obligativitatea ca pe listele de alegeri ale fiecărui partid, 40% din locurile eligibile. Deci nu la coada listei unde să fie în primele rânduri. Da, 40% să fie femei. Așa se face că există un echilibru în Parlament, chiar dacă au o singură cameră. La noi în guvern câte sunt? La noi una, iar... Declarată? Două. Care? O avem pe doamna ministru Firea și...
A, care și a doua? Avem un nou ministru acum la educație. Abia acum, Ligia, doamna Deca. Da. Da, deci avem două poate femei. Poate mai sunt nedeclarați și femei nedeclarate? Da. Nu cred. Un gen posibil la auto-identificare. Avem nevoie de această țesătură peste Prut între economia lor și economia noastră să-i tragem mai aproape de Uniunea Europeană și noi să ne dăm o șansă pentru a prospera. E posibil? Da. Da, și cred că putem face lucrurile acestea împreună, nu doar pe tot ceea ce înseamnă educație antreprenorială, de exemplu, dar pe tot ceea ce înseamnă susținere din punct de vedere economic, dar și geopolitic. Hai să nu uităm că o parte din oamenii care trăiesc acolo vorbesc, trăiesc și simt românește. Și e cumva și o datorie, mai mult decât o responsabilitate. Eu cred că da, se poate și cred că pașii care s-au făcut deja sunt pașii corecți. Cristina Chiriac, mulțumesc foarte mult pentru aceste lecții de antreprenoriat. Te mai așteptăm la Alef News. Cu mare drag și eu vă mulțumesc. Rămâi pe Alef News, ești bine așa.